Este ora 18:47 de minuțele, iar noi suntem live pe Facebook cu Gabriela Tudor și ne auzim și pe radio, a.k.a. Ela. Ela, te salut, ce faci, mă auzi? Bună seara, da. Ce faci, cum ești? Bine, sunt bine, vă așteptam. Așteptam să mă sunați. Uite că a venit și momentul ăsta, am întârziat așa 2-3 minuțele, dar să știi că e în regulă. E ok, aș vrea să intrăm așa deodată în pâine și să vorbim despre prima ta piesă, Sometimes se numește ea. Povestește-ne așa un pic despre piesă. Sigur, piesa este destinată tuturor cuplurilor, am dedicat tuturor cuplurilor, adică este dedicată și persoanelor care își caută jumătatea în general. Așa. La sfârșit, sincer, este puțin despre o despărțire, despre ceva incert, dar ea este așa mai joyful, adică... Am înțeles că ai scris-o când erai îndrăgostită, așa este? Așa scrie acolo într-un comunicat de presă. Păi mai ești sau nu mai ești? Da. Cum stă treaba? Nu mai sunt, nu. Nu? A, ce păcat! E o poveste așa mai lungă, dar nu prea aș vrea să o povestesc. E un sentiment tare frumos și îmi pare rău că nu mai ești îndrăgostită, dar să știi că o să mai vină momentul în care vei mai simți aceleași lucruri și cine știe, poate vei mai lansa o piesă și atunci. Exact. Chiar pregătesc surprize, surprize, multe, multe. Ia zi-ne, anul acesta în 2021 sau 2022? Mai este o lună din anul acesta, da, cine știe. 2022, sincer. Da, la început de an. Ce surprize ne pregătești și când anume vin ele? Poftim? Ce surprize ne pregătești și când anume vin ele? Piese noi, cred că tot despre iubire. Sunt încă în stadiul de a compune. Așa. Urmează, mă gândesc chiar în ianuarie, februarie, dar nu sunt 100% sigură. Deci, oricum, o să vă țin la curent. Le așteptăm cu interes și așteptăm detalii de acolo, de la Sonus Records, să vedem despre ce este vorba și cine știe. Am vorbit cu mai mulți artiști de acolo, de la voi, și abia aștept să faceți o colaborare cu Ava, că n-am văzut. Și cine știe, poate vine de la voi. Chiar vreau să-i propun, chiar vreau să-i propun. Auzi, n-ar fi o idee. Adică chiar îmi place super mult timbrul vocal și s-ar potrivi super bine o piesă. Da, să știi că și este o artistă grozavă și aștept noutăți de la ea și cine știe, poate 2022 e cu mai mult noroc pentru noi care suntem fanii ai Avei. Ce mai vreau să te întreb eu pe tine e dacă ar fi să colaborezi cu un artist din România, în afară de Ava, desigur, care ar fi acela? Cu cine ai vrea neapărat să faci o piesă? Aș vrea super, super mult pe viitor să fac o piesă cu Mira. Chiar aș vrea chiar să o cunosc. Îmi place super mult timpul ei vocal. Îmi place ce teme abordează în general. Este o artistă grozavă, într-adevăr, și așa cum, cum știi, dacă îți propui, garantat vei face treaba asta. Da. Ce mai vreau eu să te întreb e cum ai început să cânti și când a fost momentul în care ți-ai dat seama că asta vrei să faci? Pe la 12 ani am început un curs de canto. Eram în grupe, mai multe grupe. Și acest profesor mi-a zis că am talent și mi-a sugerat să fac canto serios. Și atunci m-am împins și am zis, da, chiar am talent, chiar am voce. Și m-am auzit mai multe persoane. Dar mi-am dat și eu seama. Eu de mic îmi place să cânt, de la vreo 10 ani. Grozav, grozav. Versurile piesei... Versurile piesei Sometimes, am înțeles că tu le-ai scris, așa este? Singur ai făcut treaba asta pe piesă. Da, sunt scrise de mine. Și o colaborare cu Eva, cu Ava în viitorul apropiat va veni și pe partea de text sau cum îți propui să faci treaba asta? Și pe partea de text, adică vreau să compunem împreună. Am înțeles. Ar fi super, super tare. Ela, că tot e final de an și e la modă treaba asta, vreau să te întreb și eu pe tine, care sunt rezoluțiile tale pentru 2022? Ce-ți propui să faci? Am înțeles că pe plan muzical vrei să ne aduci câteva piese noi pe care le așteptăm și așteptăm și noutății de acolo, de la Sonus. Tu ce-ți propui să faci? Păi eu mă bucur că în acest an m-am apucat să mă pregătesc pentru medicină. Intenționez să dau la medicină. Grozav! Adică pe lângă muzică, chiar vreau să dau la medicină, ador chimia, ador biologia. Și îmi place foarte, foarte, foarte mult să cânt la pian. Sunt niște domenii... Iar în rest... Așa, spune, te rog. În rest ies cu prietenii în oraș, mai citesc.
Sunt niște domenii foarte diferite pe care le-ai ales tu. Îmi ziceai de pian, muzică și medicină. Hai că pianul cu muzica sunt acolo, dar muzica și medicina sunt așa, din două arii total diferite. Ești o curajoasă Da, că mă faci gândesc asta. că dacă dau la medicină dentară, pentru că eu v-am dat la medicină dentară, Așa. este și o meserie foarte bănoasă și o să compensez și cu muzica, sincer. Foarte tare, Mă ai și un plan promovez de super viitor. bine. Foarte tare. E bine că te-ai gândit din timp ce îți dorești să faci. Ești unul dintre exemplele fericite, aș putea spune, că nu toată lumea își dă seama la o vârstă atât de fragedă ce își dorește să facă în viață. Pe viitor, cel Da. puțin. Iar tu pare că ai așa un plan bine pus la punct și legat, nu știu, Da. financiar vorbind și nu numai. Exact, așa trebuie. Contează mult. Ela, eu îți urez mult, mult succes. Sper să intri la medicină și dacă vei învăța, garantat vei ajunge acolo. Sper să văd și piesa ta cu Mira în viitor. Până una alta, așteptăm piesele pe care le vei lansa în 2022. Îți mulțumesc tare pentru discuție. Mulțumesc mult, la fel. Numai bine, te salut, pa, pa! Mai bine, nu vă fac. La revedere!